Asculți Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Sunt Nina Ștefan, autor și trainer în evoluție personală, iar alături de mine este Emma Pârvu, medic stomatolog. Astăzi vom vorbi despre stomatologie posturală. Bine ai venit, Emma! Bine te-am găsit! Mă bucur că m-ai invitat la tine în emisiune. Și mă bucur că ai venit pentru că este astăzi cumva o ediție așa diferită față de ce am discutat până acum cu invitații mei. Așa că o să te rog să îmi spui câteva cuvinte despre tine și despre activitatea ta. Despre mine pot să spun că pasiunea mea a început când aveam vreo 4-5 ani pentru stomatologie. Dacă îi spun, dacă aude mama, o să râdă că plecam din fața blocului și mă duceam la stomatolog. La 4-5 ani era la câteva case distanță, să zic, și o suna doamna stomatolog pe mama și spunea, vezi că era venit aici, că stă cu mine toată ziua. Ce tare! Deci tu de mică ai avut această orientare către... Da. M-a dus mama prima dată și a început să-mi placă foarte mult. Nu știu să spun exact ce îmi plăcea, dar îmi plăcea, cred că, aparatura, metalul... Foarte tare și de mică. Da. De obicei copiii fug de medicul dentist în general. Da, probabil e o pasiune cu care m-am născut, pot să spun. Da, uite, eu în general vorbesc mai mult pe zona asta de dezvoltare personală, însă cumva emisiunea mea este despre schimbare în general. Și atunci putem atinge și alte domenii, nu musai psihologie. Cumva mă bucur că astăzi am ieșit așa un pic din schemă și am început cu tine pe parte de stomatologie și chiar, uite, eu personal am avut așa niște traume legate de partea asta de medicina dentară pentru că mama mea a tot avut probleme și am rămas așa cu niște sperieturi, aș putea spune, văzând-o cum își pierde cât un dinte și că tot nimerea undeva unde nu era ok pentru ea, de atunci am tot avut grijă să merg să-mi verific dantura, să merg să mă controlez și să-mi rezolv fiecare mică carie. Nu aveam, n-am avut cine știe ce probleme, dar tot timpul am fost atentă pentru că am văzut la ea cum e să rămâi efectiv fără dinți. Da. Și da, acum sunt foarte prietenoasă cu partea asta de stomatologie și vreau să-mi dai mai multe detalii despre stomatologia posturală. Eu nu am auzit așa ceva, recunosc, și am nevoie să dai așa mai multe detalii pentru că noi avem aici ascultătorii care nu sunt doar curioși, dar mai și practică din ce dăm pe aici prin emisiune. Mm-hmm. Și atunci dacă ne dai mai multe detalii o să înțelegem exact cu ce te diferențiezi tu în față de alți medici stomatologi. Cumva la mine a început, cum să-ți explic, ea m-a găsit pe mine, stomatologia asta posturală. Îmi place foarte mult să tratez oamenii. Adică, nu neapărat, ca exemplu să-ți explic ce fac. Uh-huh. După ce, să zicem că vine o doamnă, cum era mama ta, știi? Da. Care nu are deloc dinți. Și oamenii, din ce am observat, asta îmi place cel mai mult la ceea ce fac, din ce am observat, ei își ascund zâmbetul, pur și simplu, nu pentru că nu sunt neapărat fericiți, cât că au un complex de faptul că au dinții urâți sau nu au zâmbetul pe care l-au avut în tinerețe, știi? Și în momentul în care eu le fac toată reabilitarea asta de protetică, asta îți explic un pic din stomatologia cealaltă, da. Și după aia ajungem și la posturală, după ce le fac reabilitarea asta, brusc li se luminează toată fața, râd cu ochii, pentru că au dinți și pentru că se uită la ei în oglindă altfel. Da, chiar să știi că acum dacă tot am dat exemplu cu mama mea, ce să facem? Acum facem vendetă și vorbim despre ea în continuare. Ea are o placă. Da, așa se numește, o proteză, da, placă, nu-i așa îi zice, da. Te vezi că nu mă pricep la termeni, și pe care o pune doar când merge pe undeva. Ea acasă nu stă cu această proteză pentru că este foarte inconfortabil. Am înțeles, da, ce pot să zic? Exact ce spuneai de zâmbet, da, știi? Și ideea e că și eu am făcut foarte multe proteze și încă fac, îmi place foarte mult partea asta de reabilitare și protetică, cam tot ce înseamnă protetică. Ca să înțelegi, să intru un pic și în posturală, de exemplu, corpul nostru, de la gât în jos până la șolduri, este ținut de două capete. Dacă ar fi un arc sau un hamac, știi că un hamac are două capete, practic. Da. Da? Tu, dacă legi foarte strâns de un pom, o să stea în tensiune un capăt, nu? Logic. Da, da.
la fel dacă le strângi de celălalt pom, tot în tensiune stă. Ei, dacă ne imaginezi un pic, capetele hamacului sunt exact un capăt, sfoara aia care se leagă de pom este în gură, iar celălalt capăt este în șolduri. Înțelegi? Uh-huh. Și noi dacă avem gura prea strânsă, să zici, da? Dacă avem, se numește contacte premature ca idee, dacă prima dată muști pe un dinte și după aia pe toți ceilalți, automat se și schimbă din postură, pentru că noi, dacă ca idee, avem și un corp, știi? Că da, am spus da. Că avem și un corp, dar oamenii cam uitat că au și un corp. Nu este doar de la cât în sus, este și de la cât în jos corpul respectiv. Și în momentul în care, să zicem că nu mai ai deloc măsele în spate, nu mai ai niciun fel, da? Ar fi fost bine o descriere desenată, dar o să explic prin cuvinte. Da, cumva, da? Acum o să ne limităm la cuvinte, da. Pentru că nu avem și imagine. Exact, da. Adică tu dacă strângi un capăt, hamacul ăla prea strâns, automat mușchii tăi se contractă foarte tare. Doar că nu sunt mușchii doar la nivelul feței. Toată partea de sub, adică sunt vertebrele cervicale, care sunt C1 și C2. Ele au și ele niște inserții musculare. Avem sternocleidomastoidianul, avem deltoid, avem trapez. Știi? Asta unul. Practic, sunt toate interconectate. Este ca un mic sau mare, dacă vrei, puzzle. În momentul în care ai o tensiune, ca la hamac, pe un mușchi superior, automat tot lanțul tău muscular de pe partea respectivă se strânge. Înțelegi? Mi-a adus aminte de o doamnă stomatolog cu care am avut câteva mici intervenții acum foarte mulți ani. Pe tine te-am cunoscut recent, dar mi se pare foarte interesant ceea ce spui și chiar mă bucur că în această emisiune vorbim despre stomatologie posturală, pentru că e diferit, chiar este ceva diferit. Da, este diferit. Și mi-aduc aminte că mi-a spus această doamnă, foarte drăguță era, când te duci la dentist, indiferent cine este, dacă nu-ți povestește ce face sau cum procedează, ce se întâmplă în momentele în care lucrează, nu te mai duce acolo. Nu prea am înțeles ce a vrut să spună cu asta, că da, eu am zis sunt pacient, stau pe scaun liniștită, nu trebuie să-mi explice medicul. Am venit cu încredere să-și facă partea și aia e. Dar avea dreptate. Mai târziu la fel, am mai întâlnit, eu cel puțin am întâlnit doar medici buni pe toate direcțiile, în orice... Da. Problema am avut. Paranteză, România, să știi că este chiar top în medicină. Acum eu știu că mai din sunt și cazuri, da, mai sunt și cazuri nefericite, nu zic că nu, că în orice domeniu se mai întâmplă. Știi? Eu personal, exact, am întâlnit doar medici minunați, chiar pot să spun asta la modul cel mai sincer și asumat, și inclusiv pe partea de stomatologie. Și cumva am nimerit exact la oameni care îmi spuneau, uite, o să facem asta, asta se întâmplă pentru că, acum o să se întâmple asta, vezi că o să te doară, vezi că nu o să te doară și așa mai departe. Da, pentru că creierul, în momentul în care tu nu știi ce se întâmplă, înlocuiește informațiile cu ce crede el. Dacă îți spun ce fac, știi ce fac și nu mai trebuie să inventezi. Da, da, și uite, mi se pare foarte, foarte fain ce faci tu, pentru că tu ai conectat toată zona asta din gură, ca să zicem exact. Așa, cu tot corpul, cum spuneai tu. Uite, exact. Avem un corp și el funcționează cumva cu totul, adică este conectată partea asta din interiorul gurii, da, tot ce înseamnă dinți, da, măsele și exact. Așa mai departe, cu restul corpului. Uh-huh. Și aici chiar vreau să-mi dai cât mai multe detalii, că pentru mine deja are sens, adică știu că tu în afara emisiunii mi-ai mai spus ceva și nu o să spun ce, vreau să spui tu, pentru că pentru mine a făcut un click așa super tare să înțeleg de ce este un pic strâmbă, că eu oricum merg la reposturare în general și acum trebuie să merg să fac și partea asta de stomatologie posturală ca să mă aliniez cumva cu totul. Foarte tare. Pot să-ți dau un exemplu, tot cu hamacul, că e cel mai ușor să-l explic. Degeaba îți încerci tu să scroșetezi hamacul, partea textilă a hamacului, dacă tu n-ai dat drumul de la sfoară din pom. Știi? Da. Adică oricât de mult ai vrea să-l scroșetezi, să-l faci, sfoara aia tot acolo stă. Adică, ok, un pic, dacă se pune cineva de 200 de kg probabil pe hamacul respectiv, un pic o să cedeze. Dar după care, dacă nu se mai pune nimeni, se duce înapoi. Înțelegi? Da. Adică e destul de simplu. Ce fac este, ca asta e să explic și altceva, eu îmi fac și doctoratul pe durere de cauză necunoscută. Se numește algie idiopatică sau Burning Mouth Syndrome în engleză. După pandemie mai ales au apărut foarte multe cazuri de oameni care au dureri la nivelul feței, gâtului, cam zona, să zic, de la gât în sus. Da. Da? Și în momentul ăla
am încercat, ca să înțelegi, dosarul tipic de pacient care vine la mine este care s-a dus și a făcut foarte multe analize și pe el tot îl doare. De ce îl doare, nu se știe. Nu că nu se știe, se numește idiopatic. Idiopatic în medicină înseamnă, practic, fără de cauză necunoscută. Mm-hmm. Știi? Mi-a mai spus mie un profesor la un moment dat că nu există, bine, în engleză era, nu suntem noi de cauză idiopatică, doar că nu știm că suntem noi patetici, că nu știm de la ce e. Știi? Foarte tare, da. Da, este idiopatică. Și de acolo cumva asta, aici vreau să ajung, de acolo cumva a început să vină spre mine toată partea asta, că am început să citesc foarte mult, să citesc foarte multe studii, să citesc foarte multe cărți despre de ce îi doare pe oameni, că nici eu nu înțelegeam. Mm-hmm. Știi? Și din aproape în aproape am ajuns la partea să-mi dau seama că de fapt avem și noi un corp și că nu este doar gura și că corpul este legat de cap, știi? Prin niște mușchi, prin niște vertebre. Foarte mulți pacienți, pentru că așa a fost situația, nu prea mai au măselele. Adică cam asta e la noi în țară, pentru că așa a fost. Na, erau alte vremuri, erau alte lucruri, nu se îngrijeau poate, sau nu aveau asta ca scop. Și-au pierdut foarte mulți din partea posterioară a măselelor. Că sunt mulți, au însă măsele de minte, știi? Că alea ies mai târziu, ies pe la 21 pic de ani. Da. Și alea au rămas. Dar, oricum, dacă să zicem că ți-aș face ție, sau unui pacient, da? Uh-huh. Îi fac reabilitare totală, ce înseamnă că practic îi schimb mușcătura. Foarte mulți, pentru că n-au măsele, au o mușcătură de obișnuință, se numește. Uh-huh. Adică, dacă eu n-am pe ce să mai mușc în spate, vin cu mandibula în față și mușc pe aia din față, că doar pe aia mai am. Corect. Da. Înțelegi? Sigur ați văzut pe stradă, că v-a atras atenția, oameni care stau, au postură de broască țestoasă. Au capul foarte mult în față și corpul undeva mult în spate. Exact ca și cum ar avea o carapace. Uh-huh. Ei, persoanele respective sigur nu mai au deloc niciun dinte în gură. A, ce tare. Deci cumva chestia asta spune din start și ce e în interiorul gurii când vezi un om pe exterior. Exact. Că în momentul în care nu mai e deloc dinte în gură, ca și idee, noi avem un spațiu aici, la nivelul dinților, o înălțime. Da. Suntem cam simetrici. Înălțimea de la nas la bărbie este cam aceeași de la nas la sprâncene și este cam aceeași de la sprâncene la începutul părului. Ca da, idee. Și uite, dacă noi nu cunoaștem aceste aspecte, noi nu știm că există o conexiune între dantură și restul corpului și că avem poate un umăr mai strâm sau un șor mai strâm pentru că există o problemă în gură. Exact. Wow, ce tare! Să știi că până la tine eu nu am primit informația asta și nu mi-a explicat nimeni în felul ăsta, pentru că nu am întâlnit până acum această idee de stomatologie posturală. Da, ți-am zis, am ajuns cumva din aproape în aproape la ea, tocmai ca să reușesc să tratez cumva durerile oamenilor. Că nu sunt chiar de cauză necunoscută, sunt unele musculare, da? Nu înseamnă că e doar din gură, poate să fie și de la nivelul șoldurilor, da? Poate te-ai născut cu un picior mai scurt, ca așa te-ai născut. Ideea e că sunt capetele, dar pot să-mi dau seama dacă e sau nu din gură, știi? De la nivelul cavității orale. Dacă nu e de la nivelul cavității orale, pot să-mi dau seama că e din altă parte. Am niște teste diagnostice pe care le fac, o să-ți explic. Da, trebuie să vin să fac și eu neapărat ca să testez și să văd ce se întâmplă. Da. Eu cumva am niște măsele de minte acolo care se cer cumva scoase, dar în momentul de față le-am zis să mai aștepte, însă simt presiunea, într-adevăr. Și mi s-a spus că și măselele de minte se pot păstra atâta timp cât nu ne deranjează. Dacă intervine durerea și nu mai este ok ca ele să fie acolo, atunci le putem scoate. Da, asta e altă poveste și altă discuție, trebuie să te văd, nu știu, așa, exact, din avion. Exact, da, corect, fără o verificare, fără o consultație, vorba aia, din cuvinte nu avem ce să rezolvăm, mai ales pe partea de medicină exclus. Exact, nu. Eu nu vorbesc dacă nu știu cazul, mai întâi văd și după aia vorbesc, că nu-mi place să vorbesc prostii. Exact, dar mi se pare normal, așa vorba, sunt medic, vorbesc pe fapte, pe chestii concrete, exact. Super fain, chiar uite, mă bucur că există partea asta de verificare 100%. Da. Uite, pot să dau un exemplu. Dacă duci capul, dacă pleci capul spre stânga, automat corpul tău se duce spre dreapta, involuntar. Știi? Da. Este destul de simplu. Automat, tu dacă practic ai vertebrele cervicale rotate, capul tău oricum se îndreaptă către poziția cea mai comodă a mușchilor, ca să nu ai mușchi în tensiune. Este foarte importantă și talpa este foarte importantă, pentru că, de fapt, sunt niște analize posturale care spun că după ce
îndrepți problemele dentare, da? După ce se reglează. Se numește parte de ocluzologie. Uh-huh. Idee, în care am o hârtie de articulație, nu fac eu un cabinet, oricum, dacă faceți acasă, nu știe nimeni ce se vede acolo. Oricum, facem toate aceste verificări supravegheate și neapărat la un medic specialist. Exact. Da. Se văd niște contacte dacă noi mușcăm cu 240 de kg forță, ca idee. Avem mușchii de așa natură încât când mestecăm, cam vreo 200 de kg avem forță. Știi? Imaginează-ți că toată forța este prima dată pe un dinte și după aia se împarte pe ceilalți. Da. Ce se întâmplă cu dintele ăla la suprafortă? Cade hamacul din pom, știi? Da, da. Cam asta e ideea. Și automat, în gură avem, în cavitate orală, că în gură spun pentru... Da, în gură spun eu, da? Încerc, da, scuze pentru expresie. Știu, da? Pentru că, da, cumva, uite, vezi, necunoscând limbajul de specialitate lumea, și să știi că, în general, prefer așa eu ca și bine, moderator, da, pentru că oamenii înțeleg mai ușor. Da, și eu. Specialistul explică pe limba lui, iar eu mai traduc sau spun cu cuvinte mai simple ca să înțeleagă toată lumea care ne ascultă. Da. În cavitatea orală avem niște contacte, da? Cu 200 kg forță. Asta am zis mai devreme. Uh-huh. Acum să ne imaginăm că toată forța aia de 200 de kg se duce doar pe dinții din față. Pentru că noi nu mai avem măsele. Ce se întâmplă cu dinții? Încep ușor, ușor și se duce partea de structură, adică osul în care stau ei începe să se retragă. Că sunt forțe foarte mari. Și automat, și dacă, nu știu, încerci să te urci pe un gard și gardul e subret, cade. Cam asta e rezumatul. Da. Sau începe ușor, ușor să se desprindă din fundație. Am mai observat ceva la cunoștințe de ale mele care mai rămâneau așa, fără un dințișor, o măsăluță, ceva. Nu neapărat ultima, cum spuneai tu, că de acolo deja îți dai seama de niște lucruri. Da, de acolo, da. Da, știi cum e, uneori mai pierzi alta. Până altă, da, exact. Și dacă nu vine pus înapoi acel dinte, acea măsea, în funcție de caz, cumva acel spațiu se închide. Nu mai rămâne, da, la fel. Și acolo atunci apare cele mai mari probleme. Din nou. Da, din nou. Deci nu e indicat să rămânem fără... Nu, în primul rând, noi ca să putem să înghițim saliva sau orice înghițim, noi trebuie să facem vid. Dacă încerci să înghiți, nu e ceva imposibil, nu poți să înghiți cu gura deschisă, pentru că nu faci vid. Automat, în momentul în care tu pierzi un dinte, cine face vid? Limba. Că nu are cine să facă vid, ca să poată să înghită. Știi, cu cât ai mai mulți dinți lipsă, cu atât limba ta se lățește, că limba ta chiar se lățește în timp, adică poate să crească în dimensiune un pic, tocmai că se adaptează funcțional. Da, fiind un mușchi, se adaptează. Exact, da, exact. Ea crește, crește, crește. Cu cât nu avem măsele, cu atât ea închide spațiu, pentru că este imposibil să înghițim. Înțelegi? Da. Ce tare este conexiunea asta dintre partea de postură, ca să zic așa, a dinților, conectată cu restul corpului. Și de acolo mai spuneai tu, într-o altă discuție pe care am avut-o noi, tot așa în afara emisiunii, recent, că noi putem să ne dăm seama, de fapt putem să ne îndreptăm și să observăm lucrurile astea, tocmai verificând și sus și jos. Exact, și... exact. Trebuie să verific, da, mușcătura, în primul rând, pentru că, asta vrea urma să spun și am uitat, sunt la nivelul cavității orale, sunt cei mai mulți proprioceptori de la nivelul întregului corp. Adică, dacă te doare o măsea, automat corpul, creierul tău evită tot timpul partea aia. Dacă, sigur, știți, dacă vă doare o măsea pe vreo parte, involuntar, ați mâncat pe partea cealaltă complet. Pentru că doare foarte tare. Știi? Da, uite, apropo de mușcătură, aici eu am o întrebare, că eu am avut această provocare. Eu mănânc doar pe partea stângă. Ce se întâmplă dacă mănânci doar pe o parte? Și pentru mine asta chiar e o informație super utilă. M-ar ajuta mult să înțeleg. În primul rând aș vrea să înțeleg eu de ce mănânci doar pe partea stângă. Am avut o durere la un moment dat pe partea dreaptă. Deși am avut măselele sănătoase aparent pe partea dreaptă, am făcut, nu știu, o curățare, nu știu exact, un tratament, așa mi s-a explicat atunci, am făcut un tratament pe canale, măselele arată bine, adică la exterior nu se poate spune că există o problemă, pe radiografie la fel, tot în regulă, eu am rămas cu disconfortul acela.
Am înțeles. Și uneori poate fi mai mare. Și atunci evit să mănânc pe partea dreaptă. De-aia spuneam că trebuie poate să încep să verific. Prematur. Exact, trebuie să verific neapărat. Vreau să revin la consultație și să văd care e situația acolo. Că din ce ai spus tu, nu e ok să mâncăm doar pe o parte și vreau să îmi spui și de ce. De ce nu e ok să mâncăm doar pe o parte? Din mai mult de considerente, pentru că trebuie să te explic ce ai făcut tu, de fapt. Da, mai întâi. Chiar. Da. Că e tot un exemplu bun și util pentru cei care ne ascultă. Pentru că te-a dorut pe partea dreaptă, exact ce spuneam mai devreme, ai început să mănânci doar pe partea stângă. La nivelul creierului se face o engramă, se numește, engrama masticatorie, da? Care este ca un fel de programel, știi cum e la calculator? E exact un program care este inserat la nivelul creierului și de acolo creierul ne dă înapoi feedback și ne spune, uite, mănânci așa, mănânci așa. Tocmai pentru că sunt pe subconștient. Nu prea mâncăm conștient. Adică să stai să mă gândesc la fiecare dată când mestec. Nu, intră totul pe involuntar. Da, în sau momentul... mâncatul conștient e mai mult în direcția gustului, mai puțin în direcția mușcăturii. Mm-hmm, exact, da. Mm-hmm. Pentru că asta e ok să fie așa. Da, da. Deci că sunt oameni care mănâncă pe repede înainte și nu-i mai interesează cum mușcă, ce gustare mâncare și e ok. În general, nu. Pentru ei e ok așa, dar nu e. Eu, de exemplu, și la modul serios, am început să mănânc conștient abia de câțiva ani, de când am început să fac dezvoltare personală. Foarte rar savuram momentele în care mâncam. Ei, acum e altceva pentru mine. Momentul în care mă așez să mănânc e așa, cu pasiune, știi? Foarte fain. Adică acum chiar pot să spun că știu să mănânc. Da. Eu mă refeream un pic și la altceva. Da, da, pe da. Principiu că este ca respirația. Știi? E reflex. Și mestecatul e reflex. E ca respirația. Dacă am stat să ne gândim la fiecare secundă în care respirăm, nu am mai avea cum să gândim la altceva. Știi? Da. Dar ai mâncat pe partea aia. Și așa, la nivelul creierului s-a produs o engramă. Cu cât durează mai mult să mănânci tu pe stânga, cu atât e de tot de adaptare. Dacă tu ai mâncat doar pe stânga, doar pe stânga, doar pe stânga, creierul a spus, a, deci așa mâncăm. Bine. Deci, gata, asta a fost. Adică, în termen medical, din ocluzia de necesitate, că așa a fost, că te durea, okay? Că la început te durea, asta a făcut de obișnuință, că te-ai obișnuit să mănânci așa. Înțelegi? Da. Deci cam asta e răspunsul. Foarte tare. Bun, e clar. Nu neglijăm dantura sub nicio formă și nicio... Și alt răspuns, ai mușchi în suprafuncție, dacă mănânci doar pe parte, plus că pe partea pe care nu mănânci nu se curăță, că bolul alimentar curăță foarte bine dinții, sunt mai multe lucruri pe care pot să ți le explic, dar... Ne vedem la control. Exact. Cel mai sigur. Draga mea, mai avem doar câteva minute până la finalul emisiunii și aș vrea să te rog să le transmiți un mesaj mai de suflet, așa, celor care ne ascultă, orice simți tu să le transmiți. De la mesajul pe care îl transmit pacienților, nu știu dacă cu cuvinte, poate și sub involuntar, lasă viața să curgă. Este ceva ce am citit de la o bună prietenă și a început să-mi placă foarte mult mesajul ăsta. Lasă viața să curgă, că... E mai bine așa, să e fie mult mai relaxare, simplu, în primul rând. Așa e, adică să dispară avem, tensiune. Exact, dacă avem, în general, eu mai am o vorbă, că lumea spune, gata, vin, sunt supărat, nu mai pot. Păi, ai o soluție? Păi, nu. Păi și atunci de ce avem o problemă? Dacă nu avem o soluție, asta e situația. Da, să mai și acceptăm. Exact. Și vorba ta, lăsăm viața să curgă. Și nu o să te las să pleci până nu ne spui unde te găsesc oamenii pe tine. Mă găsesc în București, lângă, la Avalon Dental Clinic se numește, și pe Google, în principiu, Emma Pârvu mă cheamă pe Google. Dacă nu uitați ce am spus mai devreme, pe Google. Ok. Este foarte important pentru cei care poate au rezonat cu modul ăsta diferit al tău de a lucra și poate vor să testeze măcar o consultație, să vadă despre ce este cum vorba. Să nu. Asta vreau să spun în încheiere, că de fapt eu când fac reabilitări totale, mai întâi verific toată mușcătura, e foarte complicat, per total, dar dacă tot refac toată mușcătura, măcar să o refac în poziția posturală bună. Rezumat. Super, wow, wow, asta da. Rezumat. Asta da. Exact, rezumatul perfect al emisiunii. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația, chiar mi-a plăcut emisiunea de azi, cu mult drag. Și o să mai vorbim cu siguranță despre această temă, pentru că este necesară până la urmă. Vreau să le mulțumesc și ascultătorilor noștri. Astăzi, din nou, am ascultat emisiunea Secretele Transformării. Eu sunt Nina Ștefan și ne auzim și vinerea viitoare, la aceeași oră, la Radio Terra Nova. Weekend cu bucurie să aveți!